Salubrisesa, operatorul de salubritate al municipiului Iași, a fost distins cu premiul cel mare la cea de-a doua ediție a premiilor economiei româno-germane pentru proiectul lor intitulat Dezvoltarea durabilă a managementului deșeurilor în contextul economiei circulare în orașul Iași. Această recunoaștere importantă a venit în urma unei competiții organizate de Camera de Comerț și Industrie Română-Germană, unde inovația a fost un criteriu central. Realizarea impresionantă a Salubrisei este cu atât mai remarcabilă având în vedere că a concurat alături de alte companii de talie națională și internațională. Această distincție subliniază eforturile și angajamentul Salubris pentru implementarea unor practici durabile și inovatoare în gestionarea deșeurilor în municipiul Iași. Ne bucură, dar ne și responsabilizează. Acest premiu a fost acordat de Camera de Comerț și Industrie a Germaniei. Știm că Camera de Comerț și Industrie a Germaniei premiază în fiecare an companii care reușesc prin activitatea care o au să fie cât mai prietenoase cu mediul și prin activitatea care o au să emită cât mai puțin CO2 în atmosferă. Cu alte cuvinte, acest premiu este, așa se și numește, responsabilitate pentru viitor. Pentru această categorie, la acest premiu s-au înscris 34 de firme. Nu vă ascund faptul că ne-am bătut între ghilimele sau am concurat cu firme foarte puternice din Germania, cu firme foarte puternice din România și suntem mândru că am reușit să obținem acest premiu. Această premiere se adaugă listei impresionante de recunoașteri pe care Salubris le-a obținut în ultimii ani, consolidându-și reputația ca un lider în domeniul său de activitate. Printre aceste distincții se numără premiul de excelență de inovație în mediu a Galei Green Report pentru anul 2022, marele premiu la categoria companii pentru proiectul Pune deșeurile la locul lor în cadrul Galei pentru un mediu curat în 2019 și premiul național locul întâi în topul național al firmelor oferit de Camera de Comerț și Industrie a României în același an.